Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție. Profesionalism, ambiție, dedicare, implicare, excelență, acestea sunt doar câteva din cuvintele care îi caracterizează pe absolvenții Politehnicii. Nici astăzi nu ne abatem de la regulă, astfel că vă vom prezenta un absolvent de succes. Dar haideți să nu ne mai lungim cu descrierile și să-l cunoaștem cât mai repede pe Robert Christoph. Ceau și bine ai venit! Bine, am revenit. Mă bucur că am fost invitat. Mă bucur că ai acceptat invitația și haide să te descoasem puțin și pe tine, că ți-a venit și ție rândul. Ai absolvit Universitatea Politehnică Timișoara, mai precis Facultatea de Mecanică. Și aș vrea să știu ce anume te-a determinat pe tine să iei această decizie pentru cariera ta. Eu, în liceu, am fost foarte pasionat pe partea de IT. Și inclusiv am avut și o firmă în domeniul IT, am avut multe proiecte în domeniul acesta. Iar când am venit momentul să fac pasul din spre universitate, am cumpătat în felul următor. Prima mea opțiune era să merg la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Asta era calea normală, dat fiind faptul că am lucrat în acest domeniu, dar m-am gândit în felul următor. La Facultatea de Mecanică există specializarea de mecatronică și robotică, care mecatronica este o combinație între automatică, electronică și mecanică. E un mix. Dacă îmi doream o carieră, mie îmi plăcea foarte mult programarea, asta îmi plăcea foarte mult să fac parte de programare. Dacă îmi doream să lucrez în domeniul acesta, ce puteam să învăț la Facultatea de Automatică și Calculatoare? Un limbaj de programare, dacă îmi doream neapărat să-l stăpânesc, pentru că până la urmă, când te angajezi la final, lucrezi într-un singur, pe un limbaj de programare și pe o singură are lucrezi. Puteam la fel de bine să fac un curs de la Microsoft sau de la Cisco sau egal pe ce mi-aș dori, pe ce limbaj de programare, un curs acreditat, un curs cu putere și un curs foarte valoros, care îmi dovedeam niște competențe și puteam să mă angajez într-un anumit domeniu. Singurul minus era că n-aveam diploma de inginer. Iar dacă o luam pe latura aceasta la mecatronică și robotică, aveam o palieră mult mai vastă, iar am analizat și chiar am cercetat în momentul acela. Multe studii spuneau că roboții industriali vor fi de viitor, există o nișă foarte bună și de aceea am ales să merg la mecatronică și robotică. Nu-i neapărat doar mecanică, în cadrul facultății de mecanică implică și parte de IT și de electronică. Eu am mers în acea direcție pentru că am crezut în partea aceasta de roboți industriali. Un alt punct important era că avea o secție și de germană. Din păcate, am plicat la secția de germană, dar nu am strâns destui la acea secție și am mers în continuare pe limba română. Dar a fost vreun moment în care tu ai regretat alegerea făcută? Nu, niciodată. Chiar m-am bucurat. De multe ori m-am și gândit dacă era mai bine să merg la automatică și calculatoare și dacă aș fi luat-o pe drumul acela, nu ajungeam unde sunt acum. Atunci când vorbim despre studenția ta, aș vrea să-mi spui care sunt primele trei cuvinte care îți vin ție în minte. Liga studenților din Facultatea de Mecanică cu siguranță este primul lucru care îmi vine în minte, colegii mei de facultate și profesorii mei de la facultate. Astea sunt primele lucruri la care mă gândesc când mă gândesc la facultate. Care sunt cele mai semnificante amintiri din perioada studenției cu care tu ai rămas? Foarte multe sunt legate de Liga Studenților, dar și de colegi. Primul lucru acum care îmi vine în minte, în anul 2 am avut, în anul 1 și în anul 2, am avut un coleg care avea dizabilități, avea autism, iar eu tot timpul încercam să-l integrez și încercam să-l ajut, l-am luat cu mine și în proiecte, eu tot timpul îl luam cu mine, încercam să ajut, că mai ales pe partea asta de ce aveam informatic sau multe proiecte pe ce aveam pe domeniul acesta. Și știu că am ieșit odată cu colegii, am ieșit noi să ne uităm la meci la poli, am ieșit în complex să bem o bere, să ne uităm la meci. Și l-am chemat și pe el. Bine, am vorbit cu tatăl său, l-am convins să vină cu noi. Era foarte încântat și acum țin minte ce fericire era pe chipul lui că a venit cu noi, stătea și socializa. Dar ce mi-a rămas în cap foarte mult, e când a dat poligol,
avea, el era foarte, era un fan foarte, foarte mare al echipei Poli Timișoara, dar și în general fotbalul. Știa foarte multe echipe, jucători, era un fel de enciclopedie pe domeniul acesta și știu că atunci când a dat Poli gol, avea așa o bucurie, manifesta așa o bucurie și mi-a rămas cumva, m-a marcat puțin bucuria lui din acel moment și e una dintre amintiri, multe amintiri cu colegii, când stăteam și ne jucam la un moment dat, știu că ne jucam mulți Dota, un joc pe calculator, și la un moment dat chiar am jucat așa de des încât aveam a doua zi o distribuită, iar noi am jucat toată noaptea, mergeam la un coleg la apartament și a doua zi ne-am dus toți direct la examen. Și cum a fost examenul ăla? Nu cred că e și bine atunci, nu mai țin minte exact cum a fost, nu știu dacă a fost foarte bine, dar era destul de amuzant că atunci ne-am dus noi toți direct la examen după aceea seară. Știu că am avut o perioadă în care am fost foarte, foarte axați pe jocul acesta pe calculator. Multe alte amintiri și cu Liga Studenților, foarte multe ieșiri aveam cu Liga. Chiar în mandatul meu am făcut și slogan, un fel de cântec al Ligii. Am ieșit odată mulți, ieșeam foarte mulți în complex, la cafenele și stăteam și după aceea am plecat de acolo și mergeam, nu știu, la o petrecere undeva sau nu știu unde am mers și eram foarte mult și am ocupat o stradă chiar, eram pe, în complexul Studențesc și cred că ocupam mare parte din strada aceea ce vine de la Roy și merge spre Vintage, spre bucățica cea mică. Și am început să strigăm toți LES, FMT, o mare familie și tot cântam acolo. Asta era, mi-a rămas puțin în cap și acum, în zi de astăzi, cei de la Ligă folosesc sloganul ăsta și de multe ori când ies în oraș și am trecut odată prin complex și auzeam și acum când strigau și era un cântec așa. Chiar în complexul Studențesc strigau cei de la Ligă și m-am bucurat să văd că s-a continuat cu acest slogan. Ieșeam cu biroul de conducere de la Ligă, aveam un coleg care știa să facă foarte bine gulaș, gore. Și ieșeam la el în apartament și ne strângeam foarte mult, vreo 20 ceva de persoane și chiar frecvent mergeam la el și făceam un gulaș, stăteam, povesteam. Amintiri foarte multe am din perioada studenției și chiar cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții. Cum ai caracteriza începutul vieții tale ca student? Primele zile, primele săptămâni, prima sesiune? Vai, am venit la facultate, am avut un coleg, un vecin, care a terminat și el Politehnica la Hidrotehnică și m-a speriat rău de tot. Păi? Spunea, în anul 2 vei avea remev, o să pici remeu, e mecanică, e foarte grea, o să pici. El tot mi-a speriat foarte mult și m-am venit la facultate foarte speriat, deci chiar aveam foarte mari emoții. Țin minte că în anul întâi am învățat într-una, deci învățam și după fiecare curs stăteam, învățam, mă pregăteam pentru următorul curs. Am fost extrem de serios în primul anul întâi și am avut și medie foarte mare, 9,86 cred că am avut în anul întâi media. Chiar am învățat foarte mult, am acordat o atenție deosebită studiului. M-am înscris în anul întâi în Ligă, dar nu a fost o prioritate pentru mine. Nu m-am dus deloc la Ligă, aproape la nicio știință, chiar am foarte speriat așa cu facultatea. După ce am văzut că în anul întâi a mers așa de bine, nu a intervenit și Liga, nu am mai avut timp să mă ocup așa de mult de latura didactică și am acordat o atenție poate mult mai mare Ligii Studenților și activității extracurriculare, dar știu că eram foarte speriat. Până la urmă, culmea, la mecanică, unde îmi spunea vecinul acesta că o să pic, nu numai că nu am picat, am terminat și cu 10, dar am fost și la etapa națională, la un concurs și am luat și locul 5 pe țară la concursul de mecanică, culmea. Am fost foarte speriat, dar până la urmă nu a fost chiar așa cum mi se spusese. Îți amintești vreun moment amuzant din perioada studenției, de la vreun curs sau vreun seminar? Multe momente amuzante cu colegii mei. Țin minte că odată la un curs ne-a întrebat, cred că în anul întâi, ne-a întrebat un profesor
ce este curentul electric sau ceva de genul acesta. Și colegul acesta de care spuneam cu dizabilități, lumea nu știa, ci nu ne cunoșteam. Deci era primele cursuri, nu știam. Și a dat o definiție perfectă. Deci cred că a spus un minut ce e curent electric, cuvânt cu cuvânt. Parcă era, el știa anumitele lucruri, le știa foarte bine. În momentul acela, toți, că nu ne știam atunci, ziceam că era un geniu. Și după ulterior a povestit un trei colegi că atunci când a văzut că el a spus definiția asta, el s-a mutat cu el în bancă, a doua, de-a la curs și la examen și l-a pus cu el în bancă. Până la urmă, el avea și probleme și nu a fost geniul care credea el și spunea că atunci o trebuie să rămână cu el în bancă, că el spera că mai se uită la el, mai învață, mai îl ajută la astea și țin minte că zicea că atunci și-a luat o țeapă, să zic așa, că s-a mutat cu el în bancă și credea că va copia de la el și chiar atunci am râs toți de el, eram mulți când i-a povestit și chiar am râs foarte mult de acest moment. Cum era Robert în studenție? Robert în studenție, cred că pot să fac doi Roberts din studenție. Așa. Unul până m-am implicat în ligă și unul de la ligă încolo. Am mai spus și înainte, până am ajuns să mă implic în Liga Studenților, eram foarte axat pe latura didactică, am învățat foarte mult și aia era prioritatea mea numărul 1. După ce am început să mă implic în Liga Studenților și a fost foarte interesant cum am ajuns să mă implic în Liga Studenților, eu în anul 1 nu m-am implicat deloc în Ligă, în anul 2 am ajuns să mă implic cât puțin, întrucât s-au făcut alegeri ca și student senator, eu eram șef de an la mine la mecatronică și am decis să candidez pentru acel post de student senator pentru că eu, ca și fire, îmi place să mă implic în lucruri. Și m-am implicat și erau trei locuri de student senatori și eram patru candidați. Eu și trei persoane de la Ligă. Eu, deși m-am înscris la Ligă, nu eram membru. Și țin minte că atunci am avut discuții, m-a chemat și cineva de la Liga să discutăm, să renunț, că în general Liga se implică în lucrurile astea, dar eu n-am vrut, eu eram foarte ambițios. La alegeri, nu numai că am intrat și student senator, am avut și aproape cele mai multe voturi, am fost al doilea clasa după voturi și am intrat după aceea în Liga Studenților, ca și student senator, nu în Liga Studenților. După aceea, inevitabil am avut de interacționat cu Liga și mi se părea mișlinieri că pot să ajut în anumite lucruri. Și am început să mă implic câte puțin și am făcut, eu știam să fac site-uri, cum mai eram pe domnul acela de IT, am început să fac site-uri pentru diverse proiecte. După cei de la Liga au văzut cum mă implic și președintele din acea vreme a încercat să mă stimuleze să mă implic mai mult. Am ajuns coordonator de departament, ca și timp, pot să spun, în octombrie am început să fac acele site-uri sau ce mai am ajutat eu pe partea aceea tehnică. În noiembrie eram director de departament. În martie am fost vicepreședinte, că s-a vacantat, așa a fost situația, s-a vacantat. Eu începusem să acord o atenție foarte mare ligii și începusem să-mi placă foarte mult și Liga devenea din ce în ce mai mult a doua mea familie. Și în martie eram vicepreședinte și în mai am fost președinte. Deci eu n-am avut un an, am trecut prin Ligă, dar am ajuns, cred că cea mai mare ascensiune am avut-o din Ligă, nici măcar un an universitar n-am avut în Ligă și am devenit președinte. Și de atunci Liga a fost pe locul întâi și tot ce a ținut de facultate foarte mult a ținut de Ligă, de reprezentarea studențească. Am fost și în biroul Senatului, 5 ani am fost în biroul Senatului al Universității Politehnica și m-am implicat foarte mult pe tot ceea ce a ținut regulamente de burse, regulamentul de burse actual sau nu știu acum dacă a apucat să se schimbe, că la un moment dat se discuta să se schimbe, era făcut în mandatul meu și a fost una dintre inițiativele mele. Am făcut foarte mult în domeniul acesta și partea a doua de Robert, să zic așa, a fost împins și axat pe ceea ce a ținut reprezentarea studențească și Liga Studenților. Dar ce anume te-a determinat pe tine să o iei în această direcție și anume proiecte studențești?
Mi-a plăcut să mă implic și îmi plăcea că făceam activități sau discutam cu studenții sau discutam cu decanatul și anume rezolvam anumite probleme. Acum, ce am observat și eu la ligă și dintre membrii, că trebuie să vezi oameni cea care au ține de fire oarecum. Dacă îți place să te implici, că până la urmă noi tot ce făceam, făceam voluntar. Nu primeam niciun leu, stăteam de multe ori și ca președinte am stat până la 3-4 noaptea foarte des. Stăteam și mă gândeam proiectele în avans și vedeam, gândeam în avans toate lucrurile, cum se întâmple. Foarte, foarte mult timp alocat, care nu era un beneficiu material absolut deloc. Am avut practic satisfacția personală că pot să ajung și pot să mă implic și ține foarte mult de firea personală. Că am avut în ligă foarte multe persoane care aceeași motivație au avut-o. Că până la urmă asta era avantajul cel mai mare în ligă, că odată aveai și o comunitate, eram împreună o familie, eram tot timpul împreună, mergeam la suc cu foarte mulți. Era o a doua familie, pe urmă, te regăseai într-o comunitate și într-un grup în ligă. În ce mod te-au ajutat pe tine implicările astea în proiectele extracurriculare? Pe tine pe plan personal, dar și profesional? Cred că pot să spun că unde sunt eu acum datorez foarte mult ligii. Întrucât în momentul de față sunt city manager al municipiului Timișoara și nu aș fi ajuns aici dacă nu se parcurgea tot drumul de la ligă. Fiind în ligă, am ajuns să mă implic și în Senatul Universității. În Senatul Universității a fost ales prin vot de către colegi reprezentantul biroul Senatului, respectiv președintele Comisiei de Probleme Studențești. Asta a însemnat că eram în conducerea biroului Senatului, dar și domnul Robu l-am prins ca rector și devenise primar. Și am interacționat foarte mult cu dânsul din postura aceea mea de reprezentant al studenților. Am elaborat regulamente, am colaborat foarte bine, iar la un moment dat apăruse o oportunitate la Incubox, incubatorul de afaceri în IT al primăriei, în care domnul primar a avut încredere și mi-a acordat sprijinul să fiu director al incubatorului de afaceri. Ne-am avut acolo un anumit target, ne-am avut un mandat de 6 luni, cred, care am desfășurat. Și în acele 6 luni erau niște indicatori de la... era un proiect pe fondul APN și aveam niște indicatori pe acel proiect. Nu mai știu exact cât erau indicatorii respectivi, dar dacă era să ponderăm la mandatul nostru, era nu mai știu cât la sută. La finalul mandatului ne-am făcut și un raport și am făcut și o prezentare și depășisem indicatorii de aproape 4 ori. Deci foarte mare eficiență am avut în acel moment. Am avut un start foarte bun cu acel incubator. Mi se terminase mandatul, că eram pe perioada determinată, iar domnul primar a fost foarte mulțumit și mi-a acordat încrederea să fiu consilier personal al dânsului. Am fost consilier personal al domnului primar timp de un an, până în vara anului trecut. În vara anului trecut am fost ales consilier local, între timp m-am înscris și în PNL și am început și implicarea aceasta politică. Și am devenit și consilier local. Am fost consilier local până în toamna anului trecut, când am câștigat concursul pentru postul de city manager al municipiului. Deci, practic, toate, dacă eu mă duc înapoi, toate au pornit de la ligă. Și de aceea spuneam că dacă nu ajungeam în facultate de mecanică, nu mă implicam în ligă, poate nu ajungeam unde eram în momentul acesta. Revenind puțin la perioada studenției tale, dar vom povesti imediat și despre ceea ce faci tu în prezent. Ai stat la Cămin? Da, am stat și la Cămin, am stat foarte mult, până la finalul anului la master am stat la Cămin. Mulți studenți spun că tocmai viața la Cămin oferă culoare acestei perioade și aș vrea să văd cum privești tu lucrurile. Și viața la Cămin a fost foarte interesantă și am avut o discrepanță foarte mare. În anul întâi, eu am venit de la Lugoj cu niște prieteni și am optat să mergem împreună. Ne-am făcut grupare, practic. Eram 5 persoane. La început, tot timpul la cazări, ca să se ofere locuri tuturor studenților, se pun la capacitate maximă. Și am prins o cameră în care ne-am mai adus un coleg al 6-lea în camera respectivă
și eram 6 persoane într-o cameră de, nu știu, 12 metri pătrați sau cât e o cameră de cămin. Că eram în 2MV, nu eram în campus, deci eram puțin la depărtare. Că și asta, până la urmă, am avut ulterior discuții și am reglementat și această problemă, că noi când am intrat, noi am avut media grupării, adică toți care eram în cea grupări, era peste 9 și ceva. Căminile de 2MV erau considerate cămine mai slabe și ne-au băgat acolo pentru că era în grupare. Nimeni nu s-a uitat că media grupării poate e mai mare decât media unei singura persoane care era în campus cazată. Și ulterior cred că am și reglementat asta prin regulamente pentru că era absurd. Noi chiar am avut toți medie foarte mare și am fost puși unde erau căminele mai slabe, să zic așa. Și am stat 6 persoane timp de un an într-o cameră de 12 metri pătrați. Până la început, acel coleg al șaselea, noi ne-am gândit cum să-l scoatem noi afară, să renemnem noi. Între timp a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai noștri și al meu și al tuturor din cameră. Ne-am prietenit foarte bine cu el, am avut foarte multe întâmplări amuzante. Țin minte că eu mă duceam și destul de des acasă în weekenduri, că eram Lugoșul la 60 de km departare și mergeam. Dar am rămas un weekend cu colegi de cameră la Timișoara. Și aveam un coleg la etajul 3 care venise pe la noi în vizită. Și nu mai știu, cred că a rămas fără mâncare sau nu mai știu, parcă așa zice că a rămas fără mâncare. Dacă m-am întrebat dacă avem noi, nu am avut ceva gem, nici noi n-am avut cine știe ce, nu aveam nici noi foarte multe lucruri. Și am zis că am avut un gem, dacă eu aveam un gem de nuci, cred că primit de la mama, dacă vrea să mănânce din gemul acela nuci. Și a început să mănânce, mâncea liniștit și odată s-a tăiat curentul, era destul de seară. S-a tăiat curentul și s-a făcut beznă. Noi toți stăteam, am așteptat, s-a tăiat și apa, tot pe acolo. Am stat, până la urmă se aprinde becul, l-am prins cu lingura acolo. Și zice unul dintre colegi, ce faci, ai mâncat atât? Nu, că mă duc până la baie să mă spăl. Se întoarce înapoi de la baie, vine, stă pe acolo, se așează în pripat, mai stă, mai merge, mai se plimbă prin cameră, se duce un al doilea coleg de-al meu din cameră, se duce la baie, se întoarce, zice, cum te-ai spălat tu când nici s-a tăiat apa? Și când am început să ne punem prin camera, tot lipicios prin camera, perina era, că s-a pus pe perina, numai gem de nuci prin toată camera, cum am mâncat. Și țin minte că atât am râs atunci de el, a zis că te punem să faci curat, că ne-ai distrus toată camera în seara aceea. Foarte multe momente amuzante și chiar a fost foarte, foarte interesant să stăm 6 în cameră. Ulterior, eu am avut medie foarte mare și am prins în cămin cu cameră cu loc de 2 persoane. Și nu mai fost așa mare interacțiune și distracție, să spun așa, cum era când eram 6. Pentru mulți tineri, o dificultate des întâlnită este aceea de a-și găsi vocația. Aș vrea să ne povestești cum ți-ai dat tu seama care este vocația ta. S-a fost tot așa, asemenea unui cerc. Da, nu mi-am stabilit de la început. Pe parcurs, vocația mea, până la urmă, ajunsese foarte mult, la un moment dat, cât eram în ligă, să mă implic și să fac lucruri, să ajut persoane cât mai mult. După aceea, acum am început să devin administrația, foarte mult mă implic în ce este în administrație și nu am avut niciodată definită o latură, practic, am descoperit-o pe parcurs, în timp ce descopeream anumite activități și făceam anumite lucruri. Deși perioada studenției tale nu e deloc departe, aș vrea să știu dacă mai sunt momente în care privești așa în urmă cu nostalgie. Da, ne-am mai întâlnit și acum poate ne mai mă întâlnesc cu colegi și mai povestim ce mai face X, ce mai face Y, ne întâlnim și spui, mai ți-aduce aminte de la examenul nu știu care ce am făcut, cu profesorul nu știu care când ne-am dus sau când am chiulit toți la un curs și foarte multe amintiri și de multe ori mai mi-aduc aminte sau când mă mai întâlnesc cu colegi mai povestim și cu nostalgie ne uităm în urmă și ne gândim ce viață frumoasă era când eram studenți și ce bine am petrecut studenția. Începusești tu acum câteva minute să ne povestești cu ce te ocupi în prezent. Știm că ești city manager și aș vrea să ne povestești puțin ce presupune această funcție. Postul de city manager este
ca și o comparație, aș putea să zic că este comparativ cu cea de viceprimar, dar sunt anumite diferențe. Postul de viceprimar este o funcție politică, primarul face parte și din Consiliul Local. Dintre membrii Consiliului Local se aleg doi viceprimari în Timișoara. Este o funcție politică și are atribuții stabilite de primar. Postul de city manager este o funcție administrativă, este câștigată prin concurs. Eu am câștigat un concurs și am învățat și am dat anumite teste. Ca și viceprimar trebuie să fie aleși politic în Consiliul Local. Eu am dat un concurs ca să ajung city manager, iar ca și responsabilități, la fel sunt în executiv ca și viceprimarul și la fel primarul stabilește atribuțiile city managerului. Deci ca și o comparație este o funcție o asimilată funcție de viceprimar, dar administrativă. Este ceva ce ai schimba în prezent la viața ta? Poate de multe ori mă gândeam să-mi acord și eu mai mult timp liber, pentru că, cum am mai spus și înainte, mie îmi place foarte mult să mă implic și atunci când fac un lucru, dau 100% în acel lucru și mă implic cât se poate de mult, chiar poate de câteodată mă și epuizez. Să știu că eu sunt foarte perfecționist și vreau să știu că fac cât de mult pot acel lucru foarte bine. Deci îmi dau toată silința să duc lucrurile cât mai aproape spre perfect. Și asta implică timp și implică foarte multă implicare, iar la primărie, nu de puține ori, am stat până seara și am stat, mai ales la începutul funcției de city manager, am stat și am citit și regulamente și legi și acte normative și încercam să înțeleg lucrurile și m-am dezbătut și cu anumite persoane și mi-am dat foarte multă silință în toate lucrurile ce le-am făcut. Și asta poate aș schimba puțin la mine, că de multe ori simt o oboseală foarte mare și la un moment dat am fost foarte obosit, știu că am dormit odată o zi întreagă după un weekend, că eram foarte, se acumulează oboseală prin activități, întrucât și acum chiar am o agendă foarte încărcată și de dimineață până la 6, 7, 8 poate sunt prins cu toate lucrurile și eu ajung abia la 8 seara să ajung acasă. De multe ori nici nu apuc să mănânc, îmi dau seama pe la ora 4 că eu n-am mâncat nimic, pentru că sunt foarte prins în lucruri și nici nu simt foame, doar atunci când mă eliberez. Asta cred că aș schimba la mine, că mi-aș acorda puțin mai multă importanță mie și mai mult timp pentru mine. Dar cum reușești să faci, să realizezi un echilibru între viața profesională și cea personală? Nu prea am un echilibru. Nu prea am un echilibru, mai mult s-a axat pe așa ca și fire sunt și poate de mai multe ori mă gândeam că foarte mult mă asemăn și cu domnul primar, că și domnul primar de multe ori când eram seara, rămâneam la primărie, ieșeam afară din birou și vedeam că și la birou dânsului încă e lumină și dânsul mai era acolo și mai stăteam de vorbă și nu prea fac cu echilibru, foarte mult sunt axat pe viața profesională și de multe ori am încercat să fac acest lucru, dar nu știu, ca fire, nu pot, vine să mă implic, parcă nu, dar să stau așa și să nu fac nimic acasă, nu pot să stau. Dar crezi că ai accepta să părăsești țara pentru a te dezvolta mai bine altundeva? Nu știu dacă, în momentul de față eu sunt foarte mulțumit unde am ajuns și nu aș vrea să părăsesc țara. Nu știu unde mă duce viitorul, nu pot să îmi dau seama, dar ca și principiu nu aș vrea să-mi părăsesc țara. Mie îmi place chiar nici Timișoara, nu doar dacă, nu știu, intervine ceva extrem de bun pentru mine, atunci poate da, aș părăsi Timișoara, dar în momentul de față nu e o prioritate să părăsesc țara, dar cine știe, în viitor nu știe ce rezervă. În finalul acestei ediții, eu aș vrea să te întreb ce mesaj ai transmite tu studenților care ne urmăresc. Eu aș vrea să le transmit studenților că în perioada studenției să o petreacă foarte, foarte atenți și să acorde o atenție deosebită atât studiului, cât și vieții personale și activităților extracurriculare
Și sfatul meu personal, care și acum când mă mai duc la întâlnirile cu Liga Studenților, merg la prezentarea ligii de în fiecare an, cred că am fost, și le spun tot timpul că o implicare într-o activitate extracurriculară, cum este o organizație studențească, Liga Studenților sau orice altă implicare extracurriculară, este foarte bună pentru dezvoltarea lor și, până la urmă, formează foarte mult oamenii pe viitor ca și persoane. Pentru că și eu, prin experiențele care am avut în Liga Studenților, și am avut și 100 de oameni în Liga Studenților și am avut ședințe cu 100 de oameni și am coordonat foarte mult, dobândești niște competențe care ulterior, fie că vrei să o iei pe carieră privată sau te angajezi, te ajută foarte mult. Și asta aș vrea să le transmit, să și învețe, să și destreze, dar să acorde și atenție activității extracurriculare, poate foarte mult că îi ajută și ar fi esențial. Robert, noi îți mulțumim că ai acceptat invitația și ai revenit alături de noi în studioul TLU pentru prima oară alături de mine și îți dorim din suflet mult succes în tot ceea ce faci. Vă urez și eu mult succes și sper să mă invitați, să devin cu plăcere. La totdeauna TLU mi-a fost drag și am revenit cu plăcere de fiecare dată. Cu siguranță ne revedem cât de curând. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi și vă dăm întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Studenții de Ieri. La revedere!